Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dragi colegi, biazi și stimați ascultători și ascultătoare, copiii voștri economisesc, îi învățați să economisească? Nu. Cumva? Nu economisesc? Tu nici măcar tu nu economisești. Mă, tu investi, mă, Luca, pe-ai tăi? Ăla mare economisește, dar îl văd zgârcit. Hai că nu consider deci că economisește, consider că nu cheltuie. Păi, asta e prima condiție. Da, da, e un pic e o nuanță aici. Că una este să economisești cu cap, adică să-ți propui să strângi bani pentru un scop sau să-i strângi pur și simplu și alte nu cheltui că nu-ți place să cheltui de ei. Adică, gen mai bine mai cheltui de la tactul, de la, știi? Că el are, eu îi dau... Nu e rău. Eu am încercat să-i fac o minimă educație financiară, eu fiind analfabet financiar, complet. Adică eu sunt, n-am niciun talent financiar. Și am să-i dau o sumă de bani săptămânal. Da. Cât? Vrei să spun și suma? Este ca la școală. Am mai să gândesc dacă se face sau nu de râs. La început îi dădeam de mine. 50 de lei săptămânal. Da. După care am majorat. De când cu inflația și cu tragedie. La 100. Fii atent, 100. Mamă, 100. Și am zis, din 100 asta, tu auzi, da, ții... Stai puțin, stai puțin. Îi dai și alocația lui de copil? Nu. Hai să... Nu. Are... Aia se economisește, o economisește maică-sa. Care are... Știe. La bancă. Joc. Da, are și bursă și alocație. Cât e alocația? Nu știu. Că nu o strâng eu. Auzi, de ce nu lași pe Oana totuși să se ocupe de chestia asta financiară? Că se percepe oricum mai bine decât tine. Eu îi dau bani cash, mă, tată. Acolo lucrăm cu cash, Oana n-are cash. E în filmul vostru. Am înțeles. Și el vine la tati, care are cash. Așa. Și îi dau lui cash și fii atent că i-am zis, băi, zic, fii atent că îți facem card. La finele anului trecut, hai să bă, nu mai e ok. Hai să-i facem un card, să aibă card. Ce-a nebunit ăla? Nu vreau card. De ce? Mie îmi place cu cash. Ca să nu vedem noi ce își cumpără și când. Exact, ai văzut? El, în general, are o... Deci așa e și statul român. Da, cu cetățenii, exact. Știi? Da. Cumva... Să fiți pe carduri, să nu știu. Nu, noi vrem cash, să nu vadă statul cât cheltuim noi. Cumva asta e un exercițiu prin care îți dai seama cât de devalorizat sunt banii, în sensul că îi dai 100 de lei, mie la început mi s-a părut chiar exagerat de mult, zic, să nu se apuce să-și cumpere tâmpenii. El, practic, cheltuie 10 lei pe zi cu care își cumpără un suc la 0,5 litri, tip da. Iced tea, și un pachet de gumă de mestecat. Deci ăștia sunt cei 10 lei. Sucurile nu sunt bune ca o zahăr? Eu am zis că de aici mai și strânge, mai ce să strângă mânele. Și problema e că a început să vină la mine. Îmi dai și mie, te rog, 8 lei mărunt? Păi zic, ți-am dat 100, păi da, dar n-am mărunt. Este schimbă. E foarte bun. Da. Nu seamănă deloc sau, cu tine. Azi pot să mă duc să mănânc o șaorma cu colegii, dar dăm 50 de lei. Păi zic, ai o banii aia, vezi tu cum faci cu ei. Da, da, dacă nu mănânc acasă, nu se pune că... Că aveai da, o cheltuială cu mine acasă, corect, care dreptate. Și să, măcar să compensăm o... Da. O metodă prin care puteți să-i încurajați să economisească e una pe care o folosește, am citit, văd că și Gordon Ramsay, șeful ăla agresiv, da, da, știi? Da. Rău. Gordon Ramsay a povestit că le dublează copiilor banii la sfârșitul anului, banii pe care aceștia reușesc să economisească de-a lungul foarte anului. Bun asta. Ha? Da. Adică, tocmai ca să încurajeze să economisească, probabil că le dă și lor, au mici salarii, bani în funcție de joburile pe care le primesc, și la sfârșitul anului vin cu bănuții economisiți și el le dublează. Și când mă gândeam la asta, mă gândeam cum am făcut noi. Îți dai seama că ne împrumutam de la prieteni? De la prieteni? Da, da, să fie da, ceva da. Acolo. Hai că am reușit să și-ți dau înapoi. Da? Nici o problemă, dar ne economiseam măcar un pic. Altfel, Ramsay ăsta pare un scârțar îngrozitor. Zice, copiii mei are împreună cu soția lui, au 6 copii împreună. La 6 copii nu prea pare scârțar. Da, e generos. Sunt din căsătorii diferite, nu contează. Ok, au grijă de 6 copii. Și spune că i-a crescut să fie foarte atenți cu banii lor. Sunt super disciplinați și concentrați pe ce fac. Da. Băi, adevărul că mi-ar fi și frică să fiu copilul lui Gordon Ramsay. Voi l-ați văzut cum e asta? Dar nu e fioros în toate cazurile. Nu. Și îmi spune așa, dacă plecăm în vacanță, le spun în aeroport când trecem pe lângă salonul business, să nu credeți că doar pentru că suntem familia Ramsay o să spargem 10.000 de lire pe un zbor de lux. Mergeți înainte. Bă, de ce scârțar, auzi, era e multimilionar și ăștia mici ar vrea și ei să zboare în condiții mai civilizate, nu? La economy. Mergeți înainte și probabil că în avion nici nu le cumpără sandvișuri, că sunt prea scumpe. Și nici nu zbune, că nu se ocupă de el. De asemenea, el i-a anunțat deja că nu o să le lase moștenirea verea, ca să nu crească răsfățați.
Asta pot să-i anunț și eu pe copiii mei. O să-i ajut să-și ia câte un apartament, dar o să le iau doar avansul pentru credit. O să le dau doar avansul pentru credit, a mai spus Ramsey. Adică le dă... Avansul să se bage în belele. Da, se bage în belele. Te încurajează să se bage în belele. Bă, cum sunt bogații ăștia, frate, ceva în eu dacă aș fi bogat, aș fi mult mai generos. Vezi, mă, de asta nu ne... E bine să nu ne băgăm în chestiile astea complicate, să da. Facem averi. Da, să facem economii. Economii și așa mai departe. Da, și adică sensul vieții tale devine ulterior să-i terorizezi pe copii, gen. Da. Că până la urmă le faci un neajuns cu toate regulile astea. Nu ești bogat, gata, asumă-ți. Dar tu dacă ai fi bogat, ai cheltuit tu banii pentru tine sau ai lăsat copiilor? Nu, dar nu le-aș pune atât de mult. Să zicem, pune în cazul că ai fi câștigat la loto. Da. Și nu cumpăra Europa FM, păstrai banii, să zicem. Mi-e greu aici. Așa. Și asta e, păstrai banii. Da. Și îmbătrâneai. Ce făceai cu banii respectivi? Îi spărgeai? Luam Peter, suede, să nu mai îmbătrânesc. Și să... Dacă îi cheltuiam eu, îi cheltuiam cu ei, da. Cu ei? Cu ei, da. A, da. Bine, în general, banii îi cheltuim pe vacanțe. Aha. În familia noastră. Da, da. Le lăsai ceva sau spărgeai tu tot? Luam o mașină nouă și le lăsam. Că trebuie să o schimb. Decât atât. Da. Da. Complicat asta cu banii. Uite, și Steve Jobs, ai văzut că nu le dădea tablete copiilor? Băi, astăzi se fac 17 ani de când s-a lansat iPhone. Dacă vezi? Știați. Sau dacă nu știați. Da. 17 anișori astăzi. Ăsta de la Microsoft cu vaccinurile, cum o cheamă? Bill Gates cu Bill vaccinurile. Gates. Păi nu, el e vinovat pentru chipuri și vaccinuri. A zis că nu le lasă decât vreun miliard, în restul donează. Da, Levi's Gârciob. Are 100 da, de... Da, se bucure de viață azi. Eu sunt pe asta, cu Carpe Diem, cu știi ce zic. Da. Pe ai 100 de miliarde. Lasă-l, mă, nu vezi, se întâmplă, nu știu, tragedie. Peste 2 ani să zic că la aia, tata, ai văzut. Da, mai ținut cu 10 lei pe lună, că hata să fiu nu știu ce și s-a dus naibă. Eu, în locul tău, i-aș da lui Ștefan mai mulți bani. Mai mult de 100? Da. Nu, e și nu știi ce se întâmplă peste 2 zile, n-ai văzut hata, cum zici tu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.